Soarta echipei Săgeata Năvodari este pecetluită. Fosta prim-divizionară este o prezență constantă la ședințele Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal. Restanțele față de jucătorii care au activat în Liga 1 la Năvodari fac ca valoarea amenzilor aplicate de federație să crească în fiecare săptămână, la fel și de punctările. În aceste condiții, Săgeata nu va mai fi programată la reluarea sezonului și va fi automat retrogradată. Acesta poate fi un motiv de bucurie pentru echipele din seria Est a Ligii Secunde, din care va retrograda direct doar una singură. Printre beneficiare s-ar putea număra și Farul Constanța. Printre jucătorii care solicită achitarea drepturilor bănești se numără Silviu Pană, Johnson Duli, Florin Popa, Florin Achim sau Cristian Munteanu. Cu toții și-au găsit angajamente, dar nu sunt dispuși să renunțe la drepturile financiare care rezultă din contractele semnate cu Săgeata Năvodari.